mergem repede către lacul Scrupoasa să vedem dacă putem ajunge și acolo. Este ora 14 și 13 minute, undeva la ora 15. Sper să fiu cu mașina în apropierea lacului Scrupoasa. Hai să mergem! De la prima intersecție pe care v-am arătat-o de dimineață, din Moroieni, am ales să merg un pic mai departe, încă aproximativ 2-3 km, către Sinaia și am ajuns la o intersecție unde avem indicator pentru peștera Ialomitei, sanatoriu, platoul Padina, mă rog, ce indicatoare mai sunt acolo. Iar acum merg pe drumul respectiv, 10-15 km, după care când o dăm în off-road, las mașina, dau jos din nou bicicleta și merg la lacul Scrupoasa. Drumul e acesta, DC71A. Îi dau nota 4,5 cu foarte mare indulgență. De la sanatoriul TBC din Moroieni am mers tot înainte și am ajuns pe drumul acesta care este puțin anevoios. O să mai merg încă 5 km, după care dăm bicicleta jos și continuăm până la lacul Scrupoasa. Acum pulguie ușor și e zona alpină. Nu recomand mașinilor de oraș să intre pe aici, mai ales fără cauciucuri de iarnă. Coada este de 20 de centimetri pe drum, este și tasată. Am parcat mașina aici, mă urc pe bicicletă și o să mergem înapoi către intersecție. Nu am putut parca în intersecție deoarece este în pantă și riscam să nu mai plec de acolo. Așa că merg repede către lacul Scrupoasa. Este ceasul 15:05. Am suficient timp încât să ajung la lac. Asta e intersecția despre care vorbeam mai devreme. Înainte. Către lacul Scrupoasa, la stânga către sanatorul TBC din Moroieni. Bicicleta se comportă exemplar, cauciucurile la fel. Mergem după stâlpii de înaltă tensiune și vom ajunge fix unde ne dorim. Iată că am luat și o căzătură, încă nu am apucat să mă ridic, deocamdată mă țin de bradul ăsta. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Numai că nu pot să ies de aici. A fost o căzătură mai moale decât mă așteptam. Bun, hai să vedem ce s-a întâmplat. Am venit cu viteza aici. În zona asta am pierdut controlul ghidonului. Am intrat pe urma de mașină. Iar aici, în zona aceasta, am tăiat urma de mașină și m-am dezechilibrat. După care, se vede, am început să pun piciorul în zăpadă. Încă am avut viteză foarte mare și acolo am căzut. Ok, un minut mai târziu totul e în regulă,
a căzut lanțul. Acolo asta este o protecție, iar protecția asta a atins un pic în lanț și acum riscă să atingă în pinionul de. Ok. Nu știu cum am scăpat. Ce se întâmplă? Problema este că nu am dropper la șaua asta. Adică nu pot controla înălțimea ei în timpul mersului. Și am foarte multă greutate pe față. Se împinge tare în malul de zăpadă. Iar de la cascadă știu că mai am foarte puțin de mers până la lac. Dar nu mai știu cât. Lacul este înghețat. Aceasta este hidrocentrala Scropoasa. Și uite că într-un final am ajuns aici. Viu. Ce frumos e la. Dar o să merg într-un loc pe care puțin îl știu. Mulți care vin aici vor să facă poze lacului și să prindă acea casă drăguță de pe lac. Ei bine, pentru a ajunge acolo, trebuie să mergem pe aici.
tot înainte vom ajunge la un pod. Ei bine, aici sper din tot sufletul să nu pic, pentru că m-aș putea duce direct în lac. Iar lacul nu pare foarte înghețat. Adică este înghețat, dar stratul de gheață nu e foarte gros. Așadar, din prima variantă prin care îmi doream să ajung la lacul Cropoasa, nu am reușit. Am ajuns pe varianta numărul 2 și mai există cel puțin o variantă. Dacă există și mai multe, asta puteți să-mi spuneți voi în comentarii. Eu în momentul acesta trei știu. Trei mari filare. Nu pot să zic că e cel mai la îndemână mersul cu bicicleta pe aici. Dar ce-i drept, nu e nici imposibil. Asta a durut. Ok. Cred că pentru bicicletă e suficient dacă o las aici și continuăm mai departe pe jos, pentru că oricum în zona secretă se ajunge doar pe jos. Ia uite ce frumos! Acolo e căsuța și o să mă duc într-un loc de unde se poate vedea mai bine. E destul de înghețat, numai că nu cred că m-ar ține dacă aș încerca să sar pe gheața respectivă. Este un loc liniștitor. Ia uite ce frumos arată scorbura asta aici. Și ia uite ce poză frumoasă vom face din zona aceasta. Ei bine, ăsta e locul din care se face poză. Ha ha.
Ia uite. L-am găsit în sus. Apa e chiar aici. Un pas greșit, iar putea cădea în lac. Dar nu e imposibil de ieșit. Chiar nu e imposibil. Însă mi-aș dori din suflet să pot ajunge într-o zi acolo. Să văd ce e acolo. Sunt foarte curios ce e acolo. Dacă v-a plăcut videoclipul meu, nu uitați să dați like, share și subscribe, însă abonându-vă la canalul meu mă ajutați cel mai mult, mă sprijiniți și îmi dați voință să fac cât mai multe clipuri de genul acesta. Nu uitați, plimbările le fac pentru mine, iar filmările le fac pentru voi. Așa că singurul lucru pe care trebuie să-l faceți voi este să vă abonați la canalul meu și să-mi arătați că am pentru cine să muncesc și pentru cine să fac aceste clipuri minunate. Cea mai rapidă cale de a ajunge în locul potrivit pentru pozele perfecte este aceasta. Urcați pur și simplu stâncile astea și o să vedeți că vi se deschide un drum acolo în față pentru a face niște poze minunate. Am terminat și cu aventura la lac, așa că Bița ne-a așteptat aici cu mințică, ne urcăm pe ea și dăm către mașină. Hai să vedem dacă merită laude până la final. Nu știu exact câți kilometri am mers în total. În prima parte am mers 35, acum să mai fie încă maxim 10-15. Nu au fost toți acești kilometri de urcare, însă temperatura este destul de scăzută, iar bicicleta nu m-a dezamăgit absolut deloc. Acumulatorul nu este rodat foarte bine, adică bicicleta are 600 de kilometri. Are nevoie de un rodaj mai bun. Are nevoie de câteva ture. O tură, două. Umple regolire. După care să-l umpli și să vezi cât se ține. Pentru că a fost încărcat acum... nici nu mai știu. Acum un an de zile, cred. A și investiție din punct de vedere al bicicletelor. Dacă ar fi să-mi iau acum o bicicletă, mi-aș lua una electrică, baterie de 1000, full suspension, dacă se poate și din carbon, dar au început să facă biciclete
din aluminiu foarte ușoare, așa că nu e nevoie neapărat să fie din carbon. Dar să fie neapărat full suspension, electrică și capacitate mare de călătorie. Mă rog, de încărcare. La 1000 de W, cred că mergi fără probleme 100 de kilometri. Eu mă refer la greutatea mea, 100-105 kg. Bine, îmbrăcat și cu bagaje. În momentul de față am aproape, cred că mai am 2 litri jumate de apă la mine. Deci cred că depășesc de 110 kg. Am rămas foarte impresionat de aceste cauciucuri, ia uite. Deci merg pe zăpadă. Intru și prin zăpadă mai mare. Iar aceste cauciucuri sunt complet negre. Nu rămâne nici un pic de zăpadă în ele. Computerul îmi arată că mai am 4 km range. 3. Până la mașină n-ar trebui să fie mai mult de 1 km. Însă chiar sunt curios dacă mă lasă la greu. Sper să nu fie cazul. Derapaj puternic. Bicicleta încă are foarte multă putere. Iată că am ajuns și la mașină. Bicicleta și-a făcut treaba pe ziua de astăzi. Ia uite un pic cauciucurile. Uscate. Iar acesta este computerul de bord. Mi arată range 2 km pe modul turbo. Putem să selectăm modul e-mountain bike pentru un range tot de 2 km, modul Tour pentru un range de 3 km, modul Eco pentru un range de 4 km și modul Off pentru a da din pedale ca nebunul până ți se urăște. Bateria aia s-ar putea să nu se termine niciodată sau cine știe. Ia uite și cauciucul din față. Ia uite cât de uscat este. Foarte bune cauciucurile. Foarte, foarte bune. Bravo, fetiță. Mersi, mersi mult pentru tot. Hai, la Coteț. La Coteț acum. Iată că am ajuns și la lacul Volvoci. Priviți imaginea.
Lacul Bolboci, de o dimensiune impresionantă. Este înghețat Bocnă. Ninge, viscolește, minus 7 grade. Patine direct. Foarte frumos. Iată că am ajuns și la finalul aventurii de astăzi. Sper că v-a plăcut. Mie mi-a plăcut foarte mult. Știți bine că plimbările le fac pentru mine, dar filmările le fac pentru voi, așa că dacă vreți să mă susțineți, nu uitați să apăsați butonul de abonare, abonați-vă la canalul meu și apăsați pe clopoțel pentru a fi mereu la curent cu videoclipurile pe care le postez. Mă ajută foarte mult să vă abonați, prin asta voi îmi spuneți că vă place ceea ce fac și că vreți să continui. Și dacă aveți vreun comentariu sau vreun sfat pentru mine, vă rog să-l lăsați acolo în comentarii. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare și ne vedem data viitoare!